Sunt Cosmin și de astăzi vom face o nouă duminică în care vă voi citi propunerile. Ca final o să vă spun faptului că, de fapt final, a început, o să vă spun faptul că v-am pregătit un videoclip interesant despre un subiect interesant. O să vedeți despre ce este vorba, încă din titlu vă spune totul. Haideți să începem cu propunerile voastre de la Uite, Robert, întrebări. Întrebări întrebătoare, aș putea spune, de la Alex Căpâc. Da. Da. Și ție. Da. De la Adelin Vasile propun să vorbești despre Slenderman, ceva legende, fantome, povestește cel mai fricoșitor moment pe care l-ai trecut. De asta te prins, tu sper. Cel mai înfricoșător lucru care l-am pățit, faptul e că am aterizat într-o clasă de maneliști. Și crede-mă, m-am trezit pe urmă. De la Ciprian, ce face Pikachu? Face multe chestii, în special bea niște ketchup sau cred că plănuiește să facă un atac asupra ISIS-ului cu ketchup. Da. De la Andrei, eram să-ți zic Alex, nu știu de ce. Andrei Dez, fă varză cu carne. Dar am deja sarmale. Deci e o combinație dintre varză cu carne și ceva busuioc pe la mijloc. Sau Kaiser, dar nu-i bai. De la Giulia Alexandra, eu sunt o propunere. Măi, fetiță, vezi ce propuneri ingenioasă pui tu acum, pentru că da, ești o propunere deosebită. Chiar te și votez cu bulinuță roșie ca fiind votare propusă de propunerea care ești o propunere. Care, ce? Nu știu. De la Postolache Andrei, Adrian. Propun să faci o poză super funny. Man, n-am timp de poze super funny, pentru că eu deja sunt o poză canceroasă, nu? Vă scrie. Denisa Văduva, îți propun să citești despre castraveții de mare. Trăiesc în Oceanul Atlantic, știu și eu. Și se hrănește cu pești mai mici, din câte știu eu. De la Alexandru Ventura. Gata. Gata. Scurt și la obiect, îmi place tipul. De la Munteanu Lucia Gabriel, oferă un borcan de zaguscă unei fete random de pe stradă. Domnule Lucian, nu se scrie zaguscă, se scrie zacuscă cu capa. Și n-am bani de zacuști ca să cumpăr și pentru mine și pentru dânsa. Sau poate o scol la o cină romantică cu zacuscă? Ar fi o idee. De la Lazar Alexandru propun dintre dintele infinit. Un dinte care are 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 un care are un dinte care are un dinte și tot așa la infinit. De la Simona Bahtori Cherestru. Nu știu dacă se citește exact, dar mă rog, e pe ungurește. Mătreață! Da, o să adun, uite așa, cu fărașul mătreața. Și o să folosesc în loc de sare, știi? Și dau acolo cu sare, mai ales pe margarină. Să vezi tu ce bun e mătreață cu margarină. De la Dani Dănuț, îți propun să vorbești despre vacanța asta prelungită. Păi vacanța asta prelungită, aș putea spune că
Pregătiți-vă, vine din nou măcelul zăpezilor. Vine Bosmecu de altă dată. Mama Rusie se întoarce. Și din câte am auzit, că mâine va ninge din nou, va fi viscolă, va fi ca șapte muzgă tăiată. La mine s-au făcut munți de zăpadă afară în tot acest timp. Eu n-am văzut pe faleză atâta zăpadă cât am văzut eu în viața mea. Și au nins pentru 3 ani de zile. E extraordinar. Și o să mai ningă încă pentru 4. De la Claudia Nazarie. Hentai cu tentacule. Ce-ți mai plac ție de astea? Aruncă-te de la Italruze, de la Nicol Chiune. Aruncă-te de la etajul 10. Dar din vestire, fantomele nu se pot arunca, doar plutesc. Deci, 1-0 fizică pentru mine. De la Dragoș Buzgaru, haba haba, remove kebab, dude, remove kebab. De la Sebastian Alexandru, te provoc să ieși și să te arunci în zăpadă în chiloți. Vrei să fac cancer la ouă? Și de la Mihai Grigori, filmează Left 4 Dead 1. Ca să filmez, domnule Left 4 Dead, o să mai dureze până când o să fac, mă rog, seria din Left 4 Dead 1. Mă rog, o să treacă prin mai multe chestii. Acum vine surpriza surprizelor, care este exact și în comentariu, în descrierea duminicii. M-am pregătit materialul, să-l priviți cu atenție pentru că are un mesaj foarte subtil și canceros la spate. Deci, mai începem în 3, 2, 1. Dacă tot vine vorba de trendul ăsta cel nou, care l-am văzut și eu, haideți să încercăm un challenge nou, să vedem dacă răspunde dracu. Voi apela telefonic. Care era numărul lui dracu? Că nici nu mai știu. Oh, da. Deci ăsta e numărul lui dracu, deci îl vedeți? Îl vedeți? Hai să vedem dacă și ne răspunde dracu. Alo, dracule? Alo? Alo, ești ungurul bulan. Stai așa că am greșit numărul omului. Stai că e mare problemă și cu telefonul ăsta, mă. Da? Ce? Am vrut să apelez la dracu, mă, și nu dau de el, mă. Are niște lovele de dat la mine, mă. Da. Da, hai că vorbim mai încolo. Pa, 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 pa. Nici o problemă, oameni buni. Dar mai facem încă o dată apelul. Să vedem, poate dăm de dracu. Haide, haide, răspunde dracule. Detectivul Gica? Ce faci tu acolo? Ce? Iară? Omule, ți-am zis foarte clar. Niciodată nu pui slow motion atunci când deschizi frigiderul. Cum? Ți-ai uitat bereta acolo? Bă, tu ștâmpii, mă. Bereta se ține în suportul său la armă, că de ești polițist. Ah. Să înțeleg că ți-ai uitat suportul la muncă, nu? Băi, ești de minune, omule. De ce te-am sunat? Uite, am vrut să dau de dracu ăsta, mă, și nu pot să dau de el, mă, ești nebun la cap. Da, mă. Nu, no, ce vrei să faci?
Astfel mai sună încă o dată, că sigur trebuie să dau de el. No, se pare că a răspuns detectivul G, că iarăși căuta pistolul în frigider și se mira de ce dracu ni se mișcă ușa de la frigider în slow motion. No, asta e a treia oară cu noroc. Asta ne răspunde că dacă pare... Oh, bine că nu e linie ocupată. Dracul ăsta mai face și comandă la pizza. Alo, dracului! Ce? Ăsta e numărul tău de telefon, mai nou. Bă, unde-i Codrin Bradea? Bă! Lasă-mă să prezint eu, mă! Bă! Bă! Mă, lasă-mă și pe mine, mă! O dată în pula mea, o dată în viața ta, lasă-mă și tu pe mine, mă! Bă, cine dracu vorbești tu acolo, bă? Bă! Mai mă, lasă-mă și pe mine, mă! Bă! Nu, mă, că dracu ăsta e fumat, mă! Nu, e fumat rău de tot dracu ăsta, mă, deci mi-a și închis, deci... Mi-a și închis telefonul, mă, tip. Nu pot să cred așa ceva.